Salut și bine v-am găsit la un nou episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom porni la drum din centrul orașului, pentru că e frumos afară, e soare, am zis de ce nu. Hai să plecăm de aici. Astăzi avem o chestie un pic mai ciudată pe care am descoperit-o. Faptul că pisica poate să-și facă stomacul să dispară. Ceea ce mi se pare foarte ciudat, adică m-am parașteat până jos. Și eu. Oh, de... Ok, sunt bine. O să vedeți faza asta imediat, dar oricum vrem să vă mulțumim foarte mult pentru like-urile de la episodul anterior. S-au strâns enorm de multe like-uri și vă mulțumim din suflet pentru tot suportul vostru. Hai să vă arătăm ce știe pisica să facă, ia. Bine, abilitatea mea secretă. Pisica imediat are o abilitate secretă, oameni buni. Ia să vedem. Poftim. What the fuck? Ce drag. Ok, eu trebuie să mă uit cu sniperul la chestia asta, stai o secundă. Nu se poate că dispare, nu pot sta în permanență așa. Aș vrea să știu cum pot să rămân așa. Ia uite-te. What the fuck? Zici că e truc de magie sau ceva. De. Dar nu știu cum faci asta, Îmi pun niște mânuși foarte lungi și nu suportă ținuta mânușile astea. Și în momentul ăla îmi dispare mie stomacul. Dar nu poți să rămâi așa permanent, nu? Nu pot, nu ating pe nimic și revine la normal. Revine instantaneu? După câteva secunde, uite. Da, îl echipezi și după aia se scoate singur. Da. Bă, da. Ce ciudat. Arată foarte strană. Zici că e fantomă. Da. Pisica e fantomă. Da, sunt. O, Doamne. O să le băd. Ia mai încearcă o dată. Stai. Stai. Dar ce, ia încearcă ceva. Încearcă să-ți dai, schimbă-ți pantalonii. Păi, nu știu dacă poți să schimb pantalonii de aici. Hai la haine, schimbă-ți pantalonii, hai să vedem dacă merge să faci chestia asta cu alți pantaloni, pentru că cred că s-ar vedea mai bine. Ok. Și ce fel de pantaloni mai scurți? Da, sau puneți chilozi direct. Bine, doar chilozi. Hai, veniți în mașină. Hai. Vă place noua mea mașină? E BMW. De? A, cât de poliția. Stai că sună la Lester. Nu, no, da, e brai. Okay. Totuși e unul în spate cu un cerc roșu, nu știu de ce. Dar cred că s-a supărat că i-am furat mașina. Și ce ai să faci dacă eu ți-am furat mașina? Care-i treaba? Ce să fie, n-ai ce să fie. Ceva de ce? Așa, nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place seria noastră de GTA și vă mai doriți episoade în fiecare seară. Seria noastră de GTA a ajuns așa cam un serial zilnic. Și îmi place chestia asta, îmi place în fiecare seară e prezent. Dar asta, bineînțeles, doar cu ajutorul vostru. Mă duc să-mi iau chiloți. Bun, ia-ți chiloți. Ia să vedem. Bă, eu sunt curios de chestia asta. S-ar putea să nu mai meargă din cauza... Cred că e combinația de haine. Și eu cred, da. Crezi? Ia. Uite, mi-am luat chiloți, da. Acum încerc să faci la fel. Imediat, pac. Uite, de la mine. Hă, că se vede. Dar zici, faci și mâinile, da. Doar dacă îmi schimb bluza, cred că o să se schimbe. Imediat. Dacă mi-a mutat și o camera cumva, știi. Dar ce relevanță ar avea mâinile, mânușile cu bluza? Nu mai pot? Long. Ba da, uite. Prin iau, tu vezi? Da, da, e cripirul tot. Ia uite, Doamne, ferește. Ciudat. Și stai puțin, dacă îți dai bluza aia, bluza, schimbi bluza, de exemplu, și spui mânușile, nu se băguiește? Stai să vedem, mai să-mi pun un sutien. Asta mi se pare super stai ciudat. Stai să-mi pun un sutien, stai două secunde. Păi dacă ai putea să fii invizibil, păi te-ar vedea ăștia, ai putea să te duci să te infiltrezi prin bazele lor, chestii nebunii, nu știe nimeni că ești acolo. Unde Dumnezeului, uite. Am mai văzut pe care n-aveau mâini și la lor le rămăsese așa. Fii atent, uite, mi-am luat costumul de baie, da. Ia să vedem. Accesorii. Uite. Bă, uite. Uite. I-au dispărut și țâțele, ești nebun? Da, uite, pe bune? Stai că nu poți să dau în față. Ia dă-te, Max, puțin mai la... Așa. Acum aș... Doar o porțiune din ea, să zic. Ieși afară din magazin. Stai, că așa văd mai bine. Stai. Deci, style. Să te la țâțele, vezi cum îți dispar. LOL! Îmi dispar și țâțanele, what the fuck? LOL, uite-te, Doamne, și dispare cât de ciudat se vede. Dar voi îmi vedeți mânușile? Da, mânușile apar și pe aia dispare jumate din corp. Păi, dar dispare că nu... Da. Eu nu pot să... Aș fi vrut să-mi țin așa. Uite-te din spate, știi de unde se taie? De unde e șnurul de la sutien. De acolo se taie, zici că e o platformă, vezi? Foarte ciudat. Îi dam două de-astea așa. Dacă le schimbi, continuu să rămâne așa. Da, gen, aia se schimbă la loc pe altceva. Cred că nu vrea jocul să te lase. Bun, ia și te îmbracă.
că avem treabă de făcut. Dar lasă mama așa, în costum de baie, uite așa. Ce ai în costum de baie? Bine era dacă mă lăsa fără stomac. Ar fi Da, pisica îmbrăcată. Pisica transparentă, da? Vreau să văd hashtag pisica transparentă. În pisica Casper. Pisica, da, pisica este fantomă. Și se pare că astăzi ne bântuie. Da. Pisica de fapt nu e în spate, decât de fapt, spiritul ei. Aveți impresia că sunt acolo, dar de fapt pot fi în altă parte. Doamne. Dar poți să schimbi asta în mașină? Poți să le schimbi, nu cred, nu? Accesorile, cred. Nu știu dacă îți dă voi hainele. Stai așa puțin, stai la accesorii. Ba da, mă. Se pare... Da, lor merge, că văd. Ia, ia mai dă o dată. Stai. Hop. Iaule, ia. Da, se vede, se vede. Da, e un bug ciudat ăsta. Dacă mai știți voi bug-uri ceva, lăsați în comentarii dacă vreți să le mai încercăm și pe alea. Dar asta l-a descoperit din întâmplare. Da, din întâmplare, că am zis, bă, eu să-mi pun și niște mânuși la ținuta asta. Și când am dat pe aia, am zis, bă, what the fuck, îmi dispare. Bă, mânușile sunt băguite, asta cred că se întâmplă. Bă, asta nu e ce vreau eu, uite, acolo trebuia să mergem. A, nu-i nimic, mergem și acolo. Bă, vă place mașina mea? Da, e minunată. E drăguță? Să nu faci așa cu mașina ta reală. Bă, dar de ce nu? Opa. Adică mie mi se pare că e bună. E de asigurare acoperă. În realitate te duci la spray, te dai cu spray, te faci mașina și gata. Nu? Da, nu e așa în realitate? Da. Da. Păi eu ce știu? Dacă cumva ai făcut accident, te duci la spray, ți-a dat-o cu spray, gata, s-a făcut. Tu ai reparat 100% din daună totală. Așa, dar ar fi ceva. Da, dacă ar fi așa. Hai că să arate mașina halul ăsta și pe aia să te duci și gen după o secundă, pac, e gata, în regulă totul. Ce că aveți o mașină variată? Doriți să o schimbați? Oh, săracu. L-ai făcut... Da. Pastă. De ce să spui că săracu, era o fată. Săraca, n-am văzut-o. Săracu. Uai, și pisica. S-a schis ușa și s-a atins pe spate, așa gen. Ce că relaxing aici. Mă brozez. Nu știu dacă prindem mașini, sincer să fiu. O să vedem dacă avem cooldown sau nu, dar... Nu cred. Mă gândesc că o să ne lase. Hai că na, zic și eu. Ia să vedem așa, access this computer. Bă, mă lasă să le vând. Hai să vedem ce mașină. O să vând ăsta. De fapt, ăsta camarul unică de fund. Cheetah, dar nu prea mai avem așa de wow mașini. Adică, na, dacă mă o să vindem... Lol, poți să umblu așa. Da, da, eu vreau că nu... Ia stai mă puțin. Ce era comic să ne dea niște spray-uri, dar să puteți să vă spui pe pereți sau pe geam. Ah. Așa, hai să vă văd. Mi-a dat Cheetah mie. Mi-a dat Bravado. Așa, respray primary color. Hai să vedem ce culoare să fac pe asta. Nu vreau să mai fac crom, că nu-mi place. Spray, o fac așa, sau cu așa. Ce să pun pe ea? Oricum, până la urmă nu sunt banii mei, deci mi se rupe. Negru? Nu știu. Cu alb, perfect. Știu că nu sunt banii tăi, dar gen, sunt banii mei. Ce? Sunt banii tăi? Plătii ca să tunezi mașinile, da. Că ia o sumă de bani ca să facă tunul mică. Yellow. Chrome. Așa. Bă, mașina asta e aproape total tunată. Da, așa. Vreau să spune cum le furi, știi? Pentru că unele le furi și sunate. Neon color. Schimbăm și noi culoarea. Ce culoare spune la neoane? Sunt un purple, de fapt. Se înseamnă cu albastru puțin. Spoiler. Wow. Wow, ce... asta îmi place, spoiler ăsta. Windows. Le facem negre. Roțile așa îmi plac cum arată. Joțile nu vreau să le schimb. Tires, tire smoke, gata și eu. Bă, arată interesant chrome mașina asta. Mă pune obligat forța să-mi schimb astea, frate. Da, câteodată trebuie să schimb neapărat. Vezi că merge să-l păcălești. Gen, alege una și pe aia merge înapoi cealaltă și merge. Să le fac roșii pe astea. Și wheel type neapărat vrea să le schimb. What? Da, trebuie să faci o schimbare la fiecare, aproximativ. Eu, de exemplu, am schimbat bara de spate, bara de față, că deja le avea pe ultimele. Schimb asta, hai. Nu știu de ce vrea el neapărat să-i schimb asta, dar aparent vrea. Bun, haideți să ne grăbim. Haideți. Am plecat. Mamă, ce lată e mașina mea. Și a mea e grăsuță, are fundul mare. Ești cromat? Da. Ce-i cu tine, Mihai?
Tu care zici că îți faci mașini cromate, a? Arată bine în garaj, acum nu-mi place cum arată pe stradă. Aluneca mea! Și a mea. Și a mea, e tracțiune spate. Dar se ține bine și așa. Frații tare. Bă, e prea lată mașina asta, dar arată genial. Spatele cel puțin arată mișto bine și fața ei de un Ferrari ceva. Wow, cum ce am tripurat. Ce ai citat? Da. Spatele nu știu de ce e. Dar fața, oh my god. Trebuie să ai grijă cu traficul ăsta. Da. My god. Ce frână. Traficul ăsta e rău, rău de tot. Suspensii la mașina asta sunt dezastruoase. Nu știu ce. Da, ne-a dat departe acum. La câți kilometri avem? Mai am 1000 și... 2 kilometri. Ah, nu știu, știi, e adevărat. Nu știți că ne dădea numai în oraș și acum ne dăm numai în afara orașului? Da, da, ca să ne fie și mai greu. Poate mașinile HN ne dă în afara orașului și mașinile masă le dă în oraș. Pentru că sunt... Oare? Mai ușor de dus. Alea masă sunt mai greu de dus. Da. Sau poate era random, poate pur și simplu nu le-am avut noi ghinion până am ne dea în afara orașului să le ducem. M-a atins o mașină în lateral când a virat și m-am întors de spate. Dar așa, știi cât de lejer, adică a fost naturală. Mamă, ce mișto se vede de unul ăla. Iju mi-a pus neoane. Da? Păi de ce nu? E natural, așa a cerut clientul. Natural. A zis, nu vreau tunat-o, vreau cât mai naturală. E ok. Se poate și așa, dar mie îmi place cu neoane, adică sunt fan mașini de racing, așa. Da. Underground style, știi? Îți pui neoane croma în mașină. Cum ar fi? Ai, croma nu știu dacă îmi place așa de tare, dar îmi place culoare. Nu să se schimbe toate culoare, știi? Ai clipeai acolo, gen, erai transparent. Ieși. Auzi ce casă interesantă. Mașină. Messi. Frumos! Ia uite, 161.000. Super, sper tare, am reușit să le ducem. Oh, fuck. Bă, nu mai dispare ecranul ăsta, de ce? Mm-hmm. Deliver. Că durează un pic. Trebuie să... Așa, da? Altă viață. Ce faci, pisică? Bine. Faci că s-a dezbrăcat și merge așa pe stradă. Stai, vreau să-mi chem ceva. Sunt un costum de baie, ce are? Nu-i rușine. Vreți să facem... Ia stai puțin. Ah, vreau să vă arăt ceva. Nu știu dacă putem să vedem chestia asta, dar o să mergem, stați așa. Aici o mașină, dacă vrei. Because, nu, avem de mers până la aeroport, deci trebuie să mergem... veniți după mine, am să luăm buzzard-ul. Vreau să vă arăt ceva ce am auzit că trebuia să existe în jocul final în GTA și s-au gândit în ultima secundă să-l scoată. Un restaurant. Serios? Care să existe la un restaurant la aeroport, da. Și încă se vede că e făcut înăuntru. Și zice că trebuia să existe, dar s-au decis pe ultima 100 de metri să nu mai... Ce rost are, oricum nimeni nu e interesat de un restaurant. Am văzut chestia asta, pe bune, chiar am văzut. Asta și eu când mă juc... Știu că în San Andreas era și un mall, parcă, nu? Nu mai țin minte, dar în San Andreas erau mult mai multe chestii. Era Las Ventura... Era sală de forță, erau căruțe de chestii. Da, știu că... sau nu în San Andreas, mă, cred că... nu mai știu, nu mai mi-aduc aminte. Știu că era un mall în care mă duceam eu acolo, mă băteam cu poliția și era o mașină. Gen, cum sunt pe la noi pe aici mall-urile, de zic, poți câștiga o mașină, cea mai nouă mașină și acolo cu fundiță. Aș vrea casinou în GTA, de ce nu bagă? Nu știu, ar trebui să bage. Până la urmă nu cred că are și pe minus, casinourile niciodată nu ies pe minus. Și le e frică că o să îmbogățească unul, da, dar vor pierde mulți alții. Nu, la urma urmei e vorba de noroc și e vorba de... Știi cum e vorba aia, casa nu pierde niciodată. Dar poate să facă o chestie, poate să facă... nu prea ar ajuta. Să facă o monedă specială pentru casino, care să convertești dolarii ăștia în banii aia, dar să ieși în pierdere mereu când faci conversia asta, știi? Și atunci mereu ei ar câștiga. Nu neapărat asta, dar gen să fie niște mașini pe care nu le poți câștiga decât cu banii de casino. Asta, da. Să fie mașini unice, să fie o grămadă, poți să câștigi o casă, nu știu, să fie o grămadă de chestii, știi? Nu știu dacă pe timp de noapte putem să-l vedem, ba da. Uite aici o să ne parcăm, stați așa o secundă, nu vă dați jos. E un gang attack, dar nu are nimic. Bun, v-ați parcat aici, scoateți sniperele și uitați-vă la acolo în mijloc. Dacă vă uitați atenți la chestia aia din mijloc, o să vedeți că sunt gen, sunt mese, de aici nu prea vezi foarte bine. Sus de tot, să mă uit acolo? Da, unde-i vezi? Move-ul ăla, vezi?
Aha, acolo, da, acolo, da, într-adevăr, pare... Sunt mese. Deci înăuntru trebuia să fie o clădire accesibilă. Uite, veniți încoace să găsim o altă zonă unde putem să vedem mai bine, poate. Cred că o să mă apropii de el. Te-am uitat din elicopter? Da, încercăm. Și să te uiți din first person? Ia să văd. Nu neapărat, că dacă dai click dreapta e foarte aproape. Doar că eu nu pot să văd așa. Din cauza că bate... Da, uite mă, uite. Mi-am băgat camera. Da, sunt puse. Da, deci aici trebuia să fie restaurant. Le-au lăsat așa și au zis: "Ah, fuck it, nu-l mai facem." Da, nu ai vrem. Cred că au fost misiuni pe aici. Ceva. Disc. Uite, vezi ce mișto e? De întâlnire și nu știu ce. Interesant. Uite, vreau piesele. Da. Și intrarea la asta ar fi trebuit să fie pe jos pe aici. Uite, stai așa. Deci e garajul cu ei. Parcăm. Puteți să ieșiți. Uite aici. Pe aici. O să intrai la garaj, cred că cealaltă parte. Ori asta, ori... Nu, trebuia să fie o intrare mai... Arăta altfel, parcă asta e să... Asta cred că pe cealaltă parte să colim. Clădirea. Ia să vedem. Ce acum piscă. Uite, asta era, uite, vezi? Bar and restaurant, oh, vezi? Fuck, scuze. Sightings, ce denumire. Sightings, bar and restaurant. Pare să se deschidă. Adică... Știi? E păcat că n-au băgat piesele, cum trebuie, care e fost super șmecher, deja să mi s-ar fi părut un restaurant genial să bage în joc, dar din păcate nu cred că au mai avut resurse necesare la momentul respectiv sau apar n-am. Problemă. Cred că au găsit prea multe probleme cu el și au zis nu mai băgați. Dar eu cred totuși că ar fi fost ceva misiuni interesante pe aici, nu? Poate l-ar băga printr-un update, dar nu cred, nu știu ce să zic. Poate, poate. Să ne băgăm și noi niște curse de alea noi din update-ul cel nou. Vreau să le facem pe toate. Nu mă las până când nu le facem pe toate, da? Aoleu, trebuie să-mi fac Aqua Island Hopping. Lol. You what? Deci start de pe o insulă pe alta, aparent. Nu, habar n-am. Hadis for Max. Vă pregătiți. Că s-ar putea să nu fiu host și trebuie să vă dau o invitație. Da, nu sunt host. Ok. White Bears. Oricum trebuie să mă grăbesc pentru că vine poliția. Să nu pornească asta până când intrați voi. Eu sunt pe drum. Hai să vedem, avem două lapuri la asta. Mamă, ce de om. Două, dar oricum sunt 4 mile, adică 4. Adică mă gândesc că la viteza pe care o prind astea nu ar fi așa de rău. Da, dacă cineva o ține perfect drept mereu, câștigă foarte ușor. Să zic așa, știi? Poate. Hai să vedem. Oricum, acum, din cauza că suntem așa de mulți, următoarea cursă nu știu dacă putem să o facem pe una pe care n-am făcut-o. Adică aș vrea, dar dacă ăștia votează toți ceva, noi nu putem să... Decidem. Apoi noi trei, da. Oricum. Știu. Și are 6 km cursa și astea sunt lente, nu știu ce să zic. 12, o să vedem. Ala ia un call, ia uite, se umple. Mamă, se umple aproape toată. Mamă, dacă ai putea să tragi... Ia-te. Holy shit, se umple toată. Ești nebun? Dar n-a pus timp. Gen, așteaptă să se umple, vezi? Păi da, dar se umple, uite-te. Da, da. Ia uite. Ce că fază. Încă unul, și pornește. Ia stă un colo, i-a dat Juni telefon. Da, Juni, uite, gata. A, left. De ce dai left, frate? De ce intri și ieși? Care-i rostul? Nu știu dacă i-a dat kick. Poate așteaptă de mult. Asta mă gândesc că așteaptă hostul pe cineva. Joining. Da, da. Ha, slavă Domnului, n-a așteptat pe nimeni. Se întâmplă faza de astea, se umple sesiunea și trebuie să aștepte el pe unul, știi? Știu, asta îmi pare aiurea. Câteodată 5 minute și se golește sesiunea până intră la... Fă-ți sesiune privată și fă-ți lobby privat dacă vrei să joci numai tu cu ăla. Da, asta mi se pare absurd. Așa fac unii. Bun, Blazer Aqua... Eu sunt ready, adică nu trebuie să-mi schimb nimic. Ready, ia să vedem, și la sunt ready? Nu sunt ready. Foarte multă lume nu e ready. Asta e, când joci cu mai mulți, nici nu poți să știi ce fac ceilalți dacă intră în tine și te accidentează, sau dacă nu. E un player care asta un... 666 și are față de... Fată, dar are... Dar are barbă și zici, nici că e fată. Mamă, cât sunt, ești nebun. Singurul portocaliu? Singura roz? Nu m-am uitat să văd dacă mai ești. Sunt singurul portocaliu. A, nu mai e cineva cu roz. Mai cineva verde? Nu mai e nimeni verde, nu mai e verde. Am pornit. Spatele Max. Aveți grijă că intră unii în ceilalți. Slipstream. Da, și-o fac la alții. Și-o fac la alții. Oh, shit.
Oh my fucking... Oh, proci! Ah! Oh! Mamă, cum e! Ah, e prea multă aglomerație! Știu, știu, dar vezi că e altă experiență când joci. Da, știu. Măcar aici așa, că unul în tine n-are ce să-ți facă, adică... Hello, Max! Hello! Facem slipstream amândoi la ăsta din față? Nu, eu nu fac. Eu fac. Aaaa, am sărit peste capul lui. Aaaa! De ce mi-a țopuit așa, gen, mi-a țopuit și s-a oprit? Ce? Ai văzut ce mi s-a întâmplat? Nu. Mi-a țopuit, gen, am aterizat, a țopuit și s-a oprit. Aaaa, am înțeles, mi-a țopuit și nu înțelegeam ce, ce-a zis? Nu, mi-a țopuit asta. Nu înțeleg de ce. Mi-a țopărit. Bă, sunt pe 13, hai că e bine! Dă-i tare, tradiția bă. Cu DNF-ul! L-au intrat ăștia în tine? Nu, nu? Ne-ai, nu, bă. Păi e mișto curs, da. Mm-hmm. Oricum sunt două lapte, așa că... Ia uite, intră prin gaurică! Mamă, cum face telefonul ăla, zici că e bormașin? Eu nu l-am auzit. Bă, m-a răsturnat, bă! Te-a răsturnat ceva? Bă, m-a băgat cu capul în apă! Auleu! A, vrea unul să intre mine, săracul de el. Da, faza e că te bagă la fund. Ce să-i fac slipstream la din față? Nu prea face slipstream cât e în apă. Da, nu prea face slipstream în apă. Adică face, vezi efectul, dar nu prea prinde. A, pe... ai făcut ce am făcut eu. Pe bune. Ai văzut cât de urât? Da, bagă-te în apă. Eu n-aș păi, frate, chestia aia. Ce gust are apa, e sărată sau nu? Ia zi. Bă, da, pauză, bă, da. Cum pauză? Nu știu. Da! Greșit, am apăsat. Asta a fost aiurea, frate, adică abia am ciupit peretele. A ieșit ăla. Serios? A făcut ce ți-a făcut. Ah! Stai să vezi ce-i fac eu lui. Mamă, 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 ce... Ce... Am vrut să-l, să-l accidentez, dacă mă duc pe el. Oh, sunt pe atac. Sunt pe atac. Oh my god. Oh shit. Oh, aproape am picat de tot. Te-am văzut. Uite-mă. Ia era la săriturile astea că pici aiurea, știi? Ah. Cer să-i dau tare, da. Ce-ai dau tare, da? Nu, va. Nu știu cum s-au dus ăștia așa de tare, sincer să fiu, da. Driftul! Contează mult când faci tranziția între apă. Bă, ce m-ai speriat. Cam așa, dar vezi, island hopping ai găsar de pe stradă, pe apă și tot așa. Pe 3. Pe 2. Uite, aici s-ar putea să mă duc chiar și câși. De ce, frate, de ce? Aproape m-am dus câși. Hai cu slipstream-ul la jocule. La nu-i convine că-i fac slipstream să mișcă zigzag. Da, și mie îmi face altul slipstream, ce vrei să fac? Uite, e Mihai. Oh, s-au lovit toți aici, what? Știi că e roz? Nu. Sunt pe un, he-he. Dacă intri în mine... Culmea să fiu eu acolo, unde mă vezi tu, îți treci pe Mihai, sus spate, rău de tot. Ce dumnezeu. Oh my god, ce e aici? Uite pe ego să-mi ping eu ce. Ce faci, Mihai? Te bas cu ea. Băi, bă, pe toți. Ai fazan, mur pe tine, du-te. Ține control pe să că accelerezi mai repede. Cu 10%. Mamă, că-i patem pe ăștia. Aoleu, sare unul peste capul tău. Uite ce m-a frânat aici, deci zici și tu. M-a frânat fără niciun sens. Da, deci am făcut tranziția, m-a frânat. Când am dat boost, abia s-a făcut boost-ul. Știu, da, contează foarte mult tranziția între apă și asta să nimerești timing-ul, altfel te frânează rău de tot. Da. Încerc să vă ajung. Mamă, cum face motorul. Curat la maxim. A, mă, băiesc, mă. Nu intra mine, nu intra mine, n-auzi? Lord, what the fuck? Ce faceți, mă, acolo?
Mă enervează fazanul și m-am hotărât să îi dau F, dacă știu de voi. Da. Ei bine, ce pot să zic? Voi, să vă bateți acolo, eu câștig cursul dacă... Au intrat unul în mine de două ori și a dat salamit el și s-a întors el sigur. Ce slab! Sunt pe 6, iar pe 1. Mi-a tras într-o parte exact când am sărit. Nu se poate, frate, uite-te și tu. Nu înțeleg de la ce e chestia. Ai căzut o cheie în apă, nu? Nu, am căzut aiurea. Deci nu pot să înțeleg de la ce e chestia asta. Ori e jocul stricat, ori e tastatura stricată. Cum ar veni că iarăs pe 1? Deci explică și mie de la ce e problema asta, mea. Nu știu, că doar în GTA se întâmplă. Da, dar în GTA, asta e și chestia care mă surprinde, zic. Doar în GTA mi se întâmplă. Merg drept și deodată câte știi într-o parte. Am văzut, nu știu care-i faza. Deci nu e prima dată, mi se întâmplă când făceam deadline-ul. Și mereu, frate, nu știu. Și dat-o rău faza. Voi intra în mine. L-am rezolvat pe unul din care venea după mine. Am jucat dirty. Ar dat de restart. Hai. Fac băieții slipstream la mine, no. La greu. Oh, dă-i tare, dă-i tare, dă-i tare. Se uită la peste mine. Mamă, ce-i acolo în față? Intrat cu mine, bă. Bă, nene, bă. Ultima secundă. Au, tu-și frate și țăran. Ah, e urât, mă, slipstream-ul ăsta. Au făcut slipstream în timp ce urcam în rampă, m-a lovit și m-a rezolvat. Dacă n-a luat la oamenii urât, dar eu când trage tastatura într-o parte random. Pe mine mă lovesc din spate, ce frate. Ce-am deodată gata. Uite ce mi-au făcut. Lol, what the f... Deci eu sunt pe locul 7 că au intrat toți în mine. Eu sunt pe 9, că a intrat locul 1, 2 și 3 în mine. Stai acolo, prietene. Pleacă-vă de aici, pleacă. Am avut ce să fac, pentru că ați văzut, au intrat toți în mine la final. Ce la mine acolo? Eram pe unul, de câte ori am ajuns pe unul și m-am bătut cu câte unul. Asta, într-un fel, prefer mai mult cursele în care jucăm noi, pentru că, bă, măcar acolo știi că poate să fie totul corect. Da, ăștia joacă nu-i... să câștigi ăștia unul urât. Dar, știi, adică, gen, frate, joacă corect, nu intra în alții dacă ești tare, dacă vrei să-ți arăți skill-ul. Dar, da, n-ai ce să le faci, din păcate. Dar, oricum, cursa, propriu-zis, a fost destul de tare. Dacă v-a plăcut episodul și mai vreți și alte episoade în fiecare seară cu CT Online, nu uitați să apăsați butonul de like, cu siguranță vrem să continuăm seria asta zilnică și cu ajutorul vostru vom reuși acest lucru. Și ne-am zis toată viitoare. Pa! Pa! Pa!